La un pas de tragedie, sâmbătă dimineața a avut loc un accident rutier în localitatea Malovăț. Cel mai probabil, șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a derapat de pe partea carosabilă, asfaltul fiind ud din cauza condițiilor meteo. În accident au fost implicate două victime, dintre care o femeie de 60 de ani care nu a necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru extragerea conducătorului auto care era încarcerat. Acesta a fost predat în stare de conștiință unui echipaj SAJ, fiind transportat la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Sâmbătă dimineața, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMORT la un accident rutier produs pe raza localității Malovăț. În accident a fost implicat un singur autoturism care a intrat într-un cap de pod. Conducătorul auto a fost extras de către pompieri din autovehicul și predat echipajelor medicale ale Serviciului Județean de Ambulanță. Cea de-a doua persoană, o femeie în vârstă de circa 60 de ani, a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMORT, aceasta suferind răni ușoare, ulterior fiind transportată la unitatea de primiri urgențe din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului prin deconectarea bornelor de la acumulatorul autoturismului. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.